Echipa pregătită de Aurel Vlaicu și Bogdan Nicolae a trecut lejer de Codașa Universitatea Cluj într-un meci disputat sâmbătă după amiază. Voleibaliștii zăloani nu au avut nicio problemă în adjudecarea celor 3 puncte, Feher și compania efectuând practic un antrenament oficial la Cluj. A fost un meci normal de campionat. Noi ne-am făcut treaba cât am putut de bine în acest moment. A fost o victorie. Acum nu ne rămâne decât să ne gândim la meciul de duminică cu Tomis. A fost un antrenament cu public. Cred că a fost un antrenament reușit. Din păcate, nu am putut să evoluăm toți jucătorii pentru că avem unele probleme de sănătate, dar una peste alta a fost o victorie care ne-a dus 3 puncte și care ne menține acolo sus în clasament. Valoarea și experiența jucătorilor de la ACS Volei Municipal Zalău și-a spus cuvântul sâmbătă, zăloanii câștigând clar cu 3-0. Primul set a fost obținut la o diferență de 8 puncte, 25-17. Al doilea parțial a fost unul mai echilibrat, însă în cele din urmă elevii lui Vlaicu s-au impus cu 25-22. Actul 3 s-a disputat după același scenariu ca și primul set, zăloanii impunându-se la 8 puncte diferență, 25-17. După partida de la Cluj, voleibaliștii zăloani au acumulat 33 de puncte și s-au apropiat la 3 puncte de Tomis Constanța. Parea zăloana are însă de jucat o restanță cu LPS Piatra Neamț din etapa 15-a programată la începutul lunii martie. Pentru gruparea de la polele meseșului urmează duminică la Zalău derbiul cu Tomis.